Doamnelor și domnilor, începe acum comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine v-a regăsit. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri de restricție în spațiile publice, însă acestea trebuie dublate, odată validate în guvern și apoi dublate de deciziile comitetelor județene. La noi nu există încă nicio decizie, deși în alte județe din țară, am discutat și ieri, au fost aplicate măsuri direct de către prefecți. Purtarea măștii în spații publice, deschise, aglomerate. Până la urmă se va ajunge și la noi situația asta și cred că în toată țara, mă refer la târguri, la oboare. Hai să luăm târgul de la Rădăuț, care e pe final de săptămână, unde e lumea de pe lume. După aia, la cumpărătura la mașini, e lumea de pe lume. La Verești. În bazar, în spațiu deschis, că în spațiul închis oricum e obligatoriu. Foarte aglomerat. Da? În curțile de biserici, la slujbe? Și acolo normal că trebuie să fie. Și până la urmă se vor lua aceste măsuri. Numai că să le și respecte cineva, pentru că mă uit așa cu locurile de joacă. Hai, noi ne mai prostim atâta. Toate locurile de joacă sunt pline. Ce ne prostim atâta că locurile de joacă sunt închise? Sunt pline. Cu copilul, cu mămica, cu bunica, cu bunelul, cu frățiorul și sunt pline așa și e o aglomerație. E coadă la topogan, nu? Da, nu, dar parcă nu era așa aglomerat în alte vremuri. Și copiii stau năsuc în năsuc. Mămicile și ele stau năsuc în năsuc pentru că vorbesc, cred că vorbesc despre faptul că nu există COVID-ul ăsta. Asta e o prostie, e o invenție. Și acum vine și de Comitetul Județean, că n-ai că mască. Câți militari trebuie să ai tu, polițiști, jandari, să meargă să amendeze? Trebuie tu astfel, să comunici în astfel încât lumea să vrea să facă lucrurile astea. Dar astăzi am văzut o fotografie pe monitorul, un autobuz plin cu jandarmi care fusese la ziua imnului sau ce a fost astăzi, plin autobuzul, niciunul nu avea mască. Adică, bă, tu, jandarm, vii mă controlezi pe mine și îmi faci teorii și voi stați cu năsucurile în vânt acolo. Cum vine asta? Dar ce încredere să mai aibă lumea? Cum vine asta? Că jandarmii, na, că și ei oameni. Da, sunt și ei oameni. Dar acești oameni sunt plătiți să facă o muncă, nu i-a obligat nimeni să facă jandarm și apoi ei ies de tinerei la 23 de ani la pensie sau la cât ies, cu pensii foarte mari, da? Adică ai niște avantaje, muncești, adică muncești, nu știu cum să formulez aici, adică câteodată ești frustrat că ai niște opreliști, nu poți să faci ce face civilul, dar tu te-ai dus acolo în armată, da? Dar pentru asta statul îți dă pensie bună, te scoate la pensie de tânăr, da, îți oferă condiții și tu mergi în situația asta în care se dau peste cap la televizor că trebuie respectat de mască, distanță, spălare. Tu mergi cu autobuzul plin de jandar. Până cum vine asta? Cum vine asta, tu explicăm. Și ce exemplu dau, nu? Până la urmă, ca reprezentanți ai statului român. N-ai, Cătălina. Ce să mai... Bun, și rămâne ca fiecare dintre noi să încercăm să fim responsabili pentru noi și familiile noastre, nu? Dacă am fi toți. Dacă am fi toți, ar fi o treabă, dar... Sunt dintre noi care umblă cu COVID-ul în coadă, nu? Zicea primarul ăsta, am pus știrea pe Facebook și a scris o cetățean că nu mai gata cu mascarada asta, că nu există. Că a zis primarul că a crescut numărul de infecții. Știe ea că nu există. Na, ce să-i zici dacă ea știe așa? I-a zis cineva din Consătean sau nu știu cine a spus. Na, acum, Cătălina, fiecare domnule crede ce vrea, că nu putem să gândim toți la fel. Deci asta este clar. Însă, domne, crezi ce vrei tu, dar respectă-i pe cei din jurul tău. Dacă tu nu vrei să poți mască și așa în curte... Stai acasă! Nu, dar unde vă întâlniți cei care nu credeți, nu purtați, că nu... Aia ei, dacă nu vreți. Vă amendează, dacă vreți plătiți amendă, dacă nu, nu? Dar atunci când ești într-un loc public și e mai multă lume, respectă-i pe aia care respectă... Asta, mască, distanță și spălat. Administrația locală din Suceava se gândește deja, sau poate de-abia, cum va fi școala la 14-15 septembrie. Cred că asta e varianta despre care zicea și eu. Cred că jumate acasă, jumate... În sala de clasă. Da.
nu mai poți să faci. Acum l-am văzut pe premier astăzi, spunea că sunt, nu știu, variante, că se face acum analiza. Hai, mă, să fim serioși. Suntem îndată în august, septembrie, poi mâine și facem analize. Să vedem câte spații avem, câte cadre didactice. Bun. Și ajungi la concluzia, după două săptămâni de analize, că n-ai spații și n-ai cadre și ce faci. Și acum e târziu, nu, dar ce faci? Inclusiv pentru varianta aceasta, hai să zicem că în municipiul Suceava te mai descurci cum te mai descurci. Sunt școli care au, nu știu, camere de luat vederi în sălile de clasă, eu cred, până la urmă, că care au fost că pentru examen național. Va fi pe fiecare școală, alte. Cred că așa, va fi pe fiecare localitate sau nu știu, să vadă, pentru că nu se compare situația la Suceava cu aia de la Râșca, cu aia de la Humoș. Sau la Țâmpoceni, dacă ți-amintești. Da. Deci, cu aia din București, Craiova, în fiecare parte e aproape altfel. Nu? Și, revin, să faci tu analiza, cum să zic, Cătăina, deci niște oameni care gândesc în perspectivă, nu trebuia să fii foarte deștept, așa, la bunul simț, dacă o gândeai la bunul simț. Aia, în momentul în care a început epidemia și așa, s-au mișcat lucrurile greu, pentru că știa domnul președinte că e o simplă răceală și că vrea anticipat. În fine, doamne, când am văzut că situația se îngroașă, evident că acest nou coronavirus, de la bun început s-a văzut că el nu, că veneau unii și spuneau specialiști că atunci când e cald, el moare în condițiile în care în Australia era cald atunci, erau cazuri și acolo, deci o aberație. Nu trebuia că ține mai mult și nu va fi ăsta, va fi altul, pentru că asta este situația. Omul a distrus planeta și planeta răspunde în felul ei. Da, și vor mai fi. Deci nu va fi SARS-CoV-2, va fi SARS-CoV-4 sau nu știu cât. Deci situația asta, după părerea mea, ce am mai citit, va fi aproape permanentă. Da. În momentul ăla, deci la bunul simț o gândești, în momentul ăla, doi, ce facem? Construim săl de clasă, pentru școală. Nu facem pe medical, ce facem? Construim secții de boli infecțioase, cumpărăm ventilatoare, alea. Bun, atunci, la început, nu se găseau. Acum se găsesc. Se găsesc de mult. S-au mai produs. Se găsesc de mult. Cu școala ce facem? Mai construim, construim unde trebuie și facem angajări de profesori. Au trecut 5 luni de la debutul, nu? Sau cât? 4 luni. Doamne, de atunci trebuia. Și dacă făceai de atunci, nu mai plângeai acum că n-ai 4 la TI, că asta e lacrima centrală, asta e că nu sunt 4 la TI. Bă, dar până mai ce ați făcut? N-ați găsit 4 la IKEA sau... Nu mai spui că n-ai cadre didactice, că le cauți acum, nu? Și nu era atât de greu, înțelegi? Dar nu s-a vrut, nu s-a putut, nu știu. Ba atunci nu era deficit bugetar, astăzi este deficit bugetar. Ba erau bani, ba nu sunt bani. Adică sunt niște informații contradictorii și în afară de declarații și de ordonanțe și de asta, concret, așa, noi. Câți profesori s-au angajat? Abia se titularizează. Că am dat bani pentru tablete. Că am scos din care? Stai, dar n-au ajuns încă măștile gratuite, da, și pentru unde? Persoanele depavorizate. Că a zice Ion Lungu că dă consiliul local ca să cumpere ei tablete. În caz că n-a ajuns de la ajung. Că i-a trimis 600 și trebuie 700. Să vezi cum o să fie din nou. Asta că nu e suficient să ai tabletă. O să ia primăria asta. Ce bandă de internet îți trebuie ca să poți susține cursuri cu atât de mulți utilizatori? Nu e. Dar la PMP e. Da, ALDE e pe ducă, e gata, partidul este gata, PMP e pe val. De ce este pe val? Pentru că a ieșit... Face vâlvă Traian Băsescu la București. Păi da, ăsta PMP înseamnă Traian Băsescu și Traian Băsescu, cum el se simte... Cum bine el inspirat de Băsescu. Nu, atunci el se hrănește din scandaluri și din astea. Și era flământ, că pe la Bruxelles pe acolo se plictisește. Și când i-a venit asta, i-a venit servită, că nu vrea la București să facă alianță USR-ul cu PNL-ul cu el, a început să se hrănească și e pe val de aia, el trage partidul și oamenii văzând din teritoriul, că lumea ce face? Stă, se uită la televizor, mai bea o bere, mănâncă un mic, ce să ce se uită? Tăricianu? Băsescu? Nu, dar domnul Tăricianu mai e, că i-au plecat toți, nu mai e. Și așa, și Traian Băsescu e în continuare în vână, așa. Și aici merge la PMP. Pentru că dacă, până la urmă,
Deci USR-ul și PNL-ul, dacă nu fac alianță cu Traian Băsescu, pierd la București. Depinde pro-România acum, că dacă scoate va fi bătălia mai strânsă, dar Traian Băsescu o să obțină un scor destul de bun, adică nu o să câștige, dar îi încurcă pe ăștia și plus că trage pentru el. Și șurcă, altfel șurcă se mobilizează. Dar nu, da, șurcă partidul în țară. Probabil că mizează pe câteva sectoare, nu? Nu pe primăria capitalei, pe măcar un primar de sector, Traian poate Băsescu, că vrea. Nu câștigă nimic, ai vezi. Nu, mă, el, dacă el candidează la primăria generală. Bun, și dacă negociază cu USR? A, păi asta negociază, se dea și la sector. La sector, evident, nu? Că asta vrea. Dar oamenii au ales bine. Asta că de ce au trecut de la ALDE, la PMP, dar ce doctrină are ALDE? Dar ce doctrină are PMP? În România nu există partide pe doctrină. Astea sunt minciuni. Ele sunt niște grupuri de interese, da? Care au același... comune, până la un punct. Care au același interes. Să se simtă bine, să facă un ban, să aibă putere. Și ele nu mai au, nu cap toți într-un grup, că așa ar trebui să faci vechi PCR. Și ele se cheamă unul PNL, unul PSD, unul PMP, unul USR, dar ele sunt niște grupuri de interese legal constituite. Și ele sunt, n-au doctrină. Asta e doctrina. Deci nici unii n-au doctrină. Doctrina lor e asta, că vrem să facem bine la popor, dar nu reușesc. Nu pentru noi. Că nu-i lasă el alții și să-și facă lor bine. Aia reușesc. Deci, unii dintre ei, simplu, da. Simplu, da? Îți mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor și domnilor, știrile continuă.